Salutare lume, am revenit cu un unboxing, cutie ceva mai ciudată, e de la Red Goblin, am spus că m-am apucat de sorta colecția de comicsuri, ați văzut și ceva poze pe unde mai postez cu haosul din camere de la comicsuri și o să vedeți de ce e mai ciudată cutia asta, nici nu știu cum să o deschid. Accesorii pentru comics, că na, de la Red Goblin mi ajungeau mai repede decât din Germania și am avut și transport gratuit. Na, ce e aici? Nici nu știu cum să le desfac. Și am mai pus și ceva comicsuri pe lângă ca să ajung la transportul ăla gratuit, nu m-am putut abține. Cred că îți dau o cutie. Nu știu cum să le deschid. Opa! Jucăria la pisică. Cred că s-o auzi pe cameră. Mă, nu știu ce e aici. Dar o să mă chinui să desfac cât de repede. Na bun, și dacă, cum spuneam, la procesul ăsta de sorta comicsul, mi-am dat seama că am rămas fără sfărăt. Chestii de astea. Facă și revistele aici. Le are revistele imediat. Nici nu are rost să desfac ambele cutii, că e aceeași chestie. Am luat așa o cutie de asta pentru, mă rog, că nu pot desface, un shortbox de asta. Am impresia că ăsta e ceva mai scurt. Vedeți? Pentru ținut comicsuri. Poate și de căra comicsuri la Oser. Mi-am luat două de astea. 24 de lei, destul de ieftin. Cele am, eu cred că am impresia că sunt mai lungi. Teoretic trebuie să încapă în ele cam până într-o 170 de comic books. Depinde cât sunt de groase. Așa, și vă arăt și ce am mai luat aici, comicsurile, așa, The Valiants, mi-am luat ceva Free Comic Books, The Editions, One Piece, așa, nu știu ce asta, Umbrella Academy, da, am luat de astea mai ieftine. Gatchaman Zero, toate Free Comic Book de Edition, care nu le aveam. Și Cursed Verse. Și ultima revistă, Mechadeath. Cam astea au fost cumpărăturile de la Red Goblin. Astea au fost toate achizițiile. Cutia asta, mai am încă o cutie de asta. Și, cum am spus, le voi folosi pentru a sorta în continuare comicsurile, că mai am încă împrăștiate prin cameră. Cam ăsta a fost video, unboxing-ul. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!